Poate eu, poate tu. Când spun da, tu spui nu. Cine oare a iubit mai mult? Nu vom ști niciodată. Poate tu, poate eu, poate tu. Bella. Un pahar cu apă? Nu. Ok. Poți să iau loc? Hai să stăm în picioare, să fim mai svelți un pic. Ce-ți fac? De-abia am venit în România. Serios? Da. Cu fața la cameră, către toți cei care ne urmăresc și ne admiră deopotrivă. Și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat. Cu mare drag. Unde ai fost plecată? Am fost în Canada. Vreme de? Vreme de 6 luni, din păcate. Ai venit după 20-30 de ani. 20-30 de ani, eu sper să rămân forever acolo. Serios, îți doresc să te reîntorci? Da, e normal. Este soțul meu acolo și cu această ocazie aș vrea să-l salut. Se uită la noi. Îl pupăm și salutăm pe soțul. Și îți mulțumesc pentru toată încurajarea care mi-ai dat-o. Dacă nu era el, azi nu eram aici. Declarație frumoasă. Da, dar, adevărat. Adică cânti, ești artistă și acolo? Da, în acest moment am reluat muzica, să spun așa. Am cântat cu o ani în urmă. Iar în Canada, cânt într-un pub, m-am întors în România cu ocazia anunții noastre și... Merg mai departe. Cum adică este ocazia, un vis, faceți, nu, am da? Făcut, am da? Făcut, da, am avut nuntă pe 13 iulie. Felicitări.
Am avântat pe 13 iulie, a fost superb și m-am gândit să revin la muzică, pentru că e un virus de care nu scap. Da, se câștigă ca și artist în da, se câștigă, acolo? Da. Se câștigă, da, exact. E bine atunci, dacă poți să faci ceea ce-ți place și să și câștigi, da. Este minunat. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fac ce-mi place. E doar de soțul tău, nu? Te reîntorci la el. În noiembrie. Hai că mai sunt două luni și gata. Da. Septembrie, octombrie și noiembrie, două luni jumate și este ok. Bun, mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Mirabela, unde te putem găsi? Pe Facebook, la pagina Mirabela Berdica. Deocamdată sunt mai rezervată cu viața mea privată, cu viața mea, cu profesia atunci când mea. Devii persoană publică și când, uite, atunci. Când vii la Star la Mare Fiță și te vede o țară întreagă, cu ocazia asta o Mirabela, să-mi fac un trebuie să-ți asumi celebritatea. De azi înainte, paparații vor fi pe urmele tale. Ok. Deja văd blițurile. Vă salut! Ai grijă, ai grijă. Ok. Ce frumos. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot că vin la noi. Dragilor, știți ce îmi doresc cel mai mult și cel mai mult? Ce? O vacanță, dar nu orice vacanță, o vacanță de lux. Dar trebuie să se uite cine trebuie la televizor, că poate cine știe o să primesc ceea ce îmi doresc. Octa, te pup! Dar unde vrei să pe sistemul deschizi harta și pui degetelul, da, și acolo vrei să da, mergi, nu? Undeva exotic, undeva... Bali, așa, nu? Da, 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 ce vă faceți dacă jucați cu iubitul vostru acest joc și închizi ochii și degetelul tău pe hartă merge direct în... la Cocleni. Joc, auzi, jocul e joc, nu te supăra, da, frate. Da, da, așa e. Dar atunci când vorbim despre Carmen Grebenișan, putem să spunem, degețelul ei merge departe, departe. La Lux Shop Lens. Da, man, în Bali. Haideți să privim.